Și noi trebuie să le îmbunătățim și să le transmitem generațiilor viitoare și mă bucur să văd aici două fete tinere. Felicităm pe Părintele Cojocaru, care s-a descurcat admirabil. Părinte, să știți că de 2 ani aici, în zonă, sunt oameni de cultură care s-au străduit și au muncit. Și mă bucur că domnul profesor Bucă a ținut cont și a mers la episcopie să solicite împreună cu dumneavoastră binecuvântare, întrucât în Apra Sfinția sa, Părintele Arhiepiscop Arsaluvie, cunoaște istoria acestor locuri, cunoaște faptul că suntem județul cu mănăstiri, cu sala de mănăstiri, dar și cu mari erari. Și așa că era îndreptățită cererea dumneavoastră și mă bucur că astăzi am fost martorii unui moment istoric de excepție. Felicitări încă o dată, felicitări tuturor participanților, mă bucur că suntem împreună cu prietenii noștri de la Drăgănești Olt, că suntem împreună cu domnul Ilie, cu toți oamenii de suflet, cu toți oamenii care iubesc, gândesc românește. Să fiți sănătoși, să ducem mai departe zestrea culturală pe care am primit-o de la înaintașii noștri. Felicităm artista noastră, Tatiana Mărcoianu, care, deși trece prin momente triste, își face cu profesionalism meseria de a aduce zâmbete pe chipul nostru. Sănătate să ne dea Dumnezeu, să facem împreună lucruri minunate, pentru că, indiferent cât au fost de grele vremurile din ultimele luni, să nu uităm că Dumnezeu ne dă încercări, dar tot Dumnezeu ne va ajuta să trecem și să continuăm ceea ce ne-a dăruit prin har și talentul nostru, să facem cultura să meargă mai departe. Sănătate multă! Să rugăm pe domnul profesor Nicolae Dinescu să ne cânte și să ne cânte cu un cuvânt de binecuvântare. Da. Dânsul este ca de obicei. Este acel argint viu, dacă astăzi, da, merită să fac o introducere așa frumoasă. Cu toții îl cunoaștem pe domnul Nicolae Dinescu, dar cu toții suntem recunoscători pentru felul în care muncește pe acest orgol al culturii, nu numai muncene, și că, indiferent că viața ne încearcă, dânsul ne dă speranță, prin eforturile pe care le face, că putem să mergem mai departe, să visăm la ziua de mâine, să aducem bucurie semenilor noștri prin aceste diplome de excelență. Se pare că mai are acolo de completat încă o diplomă, dar în același timp, domnul Dinescu, să ne trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate și să ne mai încântați, să ne mai bucurați cu acele cuvinte frumoase și alese și cu inegalabilul dumneavoastră salut aduce mirazma florilor din întregul teritoriul românesc. Acum și când astăzi, ca să... Mulțumesc foarte mult, Zenovia, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ai adresat. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, fericire. Domnilor și domnișorilor, bună ziua domnilor, îmi pare bine că... Ilie, nu mai îmi pare foarte bine că sunt în mijlocul dumneavoastră. Am acceptat cu multă plăcere invitația organizatorilor de la Cancelaria Episcopiei, Arhiepiscopiei. Am primit foarte multe telefoane, ca să nu uităm să fim prezenți la acest eveniment împreună cu colegul nostru cameraman, care întotdeauna este prezent la asemenea activități. Dragii mei, îmi face o deosebită plăcere ca numele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Vâlcea, numele televiziunii Etalon, care mulți au cântat Crocodul, iată,
televiziunea Etalon Namuri este prezentă la toate activitățile. Prin intermediul acestui minunat băiat, iată-l aici în stânga mea, cu aparatul pe umăr, de când îl știu tot așa l-am cunoscut, el este medic, dar rețineți, e îndrăgostit, e pasionat de această meserie. Și să-l aplaudăm, stimații mei, pentru eforturile pe care le desfășoară. Domnul Ilie Bucă, organizatorul, vă rog să plătiți aici, să primiți o diplomă de excelență din partea noastră. Ne chemăm pe aici, zice că îmi buci ceva. Nu ți-a schimbat vocabularul? L-am bunătățit. Precucernic cu părinte, Laurențiu Jurea. De sub sprânceana Carpaților Meridionali, de acolo unde își desfășoară activitatea diurnă, a ținut să vină să fie prezent și aici, în podgoriile drăgășanilor, drăgășanii, capitala fiului românesc. Precucernice, părinte, să-ți dea Dumnezeu sănătate și noi bine. Doamne ajută, mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult! Un prieten vechi, antic și de demult, dacă l-ați auzit de el, Marian Părăsu. Sunteți de o vârstă, nu? Sănătate! Păi nu vă bucați, băi! Stai să pucați! Nu stăm prea mult împreună când ies vorbe. Păi aia e. Ce e sub 5 minute, nu e contact. Ați auzit de Maria Giorgeta? E Burlacu, pe zi vechiul nume care are. Burlacu? Da, da, da. Așa se spune, nu? Da, da. Deci n-a greșit un număr. Nu, nu, nu. Așa este plătit. Da. Nu, nu trebuie plătit. Dacă v-am evidențiat, v-am scos în revistă, dar nu trebuie celălalt diploma, că n-am diploma numai pentru tine. Stai așa, stai aici, stai în dreapta mea. Aoleu, dacă era elevat mea sau student, poate trebuie să apucam, da? O fată excepțională, o olimpică cu o mare. Iată, premiantă, dragă. Premiantă. Toate aceste structuri organizatorice pe linie culturală și-au pus peceta, și-au pus amprenta pe această diplomă, semnătura, inclusiv Academia Olimpică Română. Stai aici, că n-am terminat. Diplomă de excelență. Și, bineînțeles, cadou din partea cu din deja. Ce nu știți măsura, super. Hai, dă-și jos. Olimpica, da. Olimpica. Sper că Olimpiada se va ține. Iată, Olimpiada la invers. Așa mai ne numai. Eu la vârsta mea, la 80 de minute. Unde e tableta să-ți fac o... În Traistor. A aruncat-o. În Traistor scriitorul, uite, imagine. Uaaa! Una mai... Da, super. Super! Nena Noe! Da? Stai ca să-ți fac o poză cu... Stai, lângă Maria. Păi da, că nu fac... Abia început, abia început. În timp ce? În timp ce? Luați-l mă încerc. Stai numai puțin, nena Noe. Nu vă grăbiți așa. Nu-i vreștiu aia. Vezi copiii bâlbâiți. Ia uite, fratele meu. Toate cadourile de bâlbăia. Mai e ceva acolo. Ii. Mai bine să-ți dă sacoșul bucătă. Fii atent aici. Fii atent aici. Bă, cum să nu respecti pe nena Noe, mă? Să poate.
Ia uite ce... Ia și medalia. Ia uite. Așa. Asta... Nena Naie, stai! Nena Naie! Stai! De cât? Medalia? Mai mult ceva acolo? Un pix? Tu ești ajutor de șef de redacție? Domnului director, domnule profesor, doctor... Ești ajung? Un ceas de aur. Prelocul de la mașină. Prelocul olimpic. Prelocul de la mașină, fii atent. De la mașina pe care eu veți dărui. Mai întâi de prelocul, după aia cheia, după aia mașina. Prelocul de la mașina pe care o va primi de la Nanae. Păi oricum va lua permisul la 18 ani. Preloc, că ai mașină, îți mai trebuie. Îți aduceți aminte, domnul director, domnul profesor, să... Acum ați dat și punga goală. Și ce mașină? Cadou suprem. Mașina de tocat card. Numărul 5. Gata, nena, n-ai făcut 3 poze. Gata. Gata. Mulțumesc, da. E prea mult, da? Păi nu, a ieșit. Vezi cum au ieșit pozele. Nu se vede. Păi că am stat cu spatele în cer scurs. Da. Atenție, vă rog puțin atenție acum. Sunteți atenți? Dobroveți la microfon. Cine nu ne atent să spună da. În mod deosebit atenționez colegii de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Vâlcea. Sens și contrasens în mass media. Luni va apărea, scuzați-mă, joi, va apărea în presa vâlceană, în ziarul de Vâlcea, va apărea acest concurs. Eu îmi fac datoria să vă dau formularul de înscriere pentru acest concurs. Tema vă alegeți dumneavoastră. Familia. Stimată doamnă. Poftiți. Dumneavoastră. Doamna Zenobia. Și cine mai este? Marian. Domnul Marian. Tema vă alegeți dumneavoastră. Indiferent dacă vă încurcați, întâlniți vreo greutate, vreo greșeală, eu știu, nu știți adresa, destinația, puneți mâna pe telefon, aveți telefonul meu, îmi dați telefon și secretarei și vă dă toate indicațiile, toate recomandările. Pentru că este un concurs foarte, foarte bun. Anul trecut, Tatiana ești atentă? Cred că ai citit în ziarul de astăzi. Anul trecut, Tatiana Mărcoianu, împreună cu Gherescu, au luat locuri pe podium pe întreaga țară. Deci, televiziunea etalon. Gherescu și cu Tatiana. Am specificat acest lucru în ziar. De asta v-am dat două ziare, pentru că și în primul și în al doilea număr sunt trecute aceste performanțe. Mai mult de atâta, v-aș ruga, Marian, te rog să reții, Ilie Bucă, aveți 16 inși când am înființat, săptămâna trecută, am înființat această structură a Uniunii la Drăgășani, sub filială. V-aș ruga mult de tot. Când ne vedem, vă rog să stabiliți voi ziua, eu mă urc în mașină, vin aici și vă dictez necesarul de acte pe dosar. Fiecare dosar trebuie să aibă un număr de acte necesare. Deci, trebuie neapărat ca să ieșim din greșeala în care au intrat și alte filiale. Din păcate, Zenobia știe la cine mă refer. Am căzut și noi în această greșeală. S-a ridicat unul cu al cui putere. I-a mințit pe ea, i-a urcat în mașină. Lasă, Doamne, că vă fac o memă. I-a dus la București și le-a închis dosarul, le-a aruncat dosarul în brațe. Pentru că trebuie neapărat să aibă viza și,
președintele filialei. Eu la Vâncea, unul la Mehedinți, altul la Baia Mare, altul la Vaslui și așa mai departe. Vedeți, feriți-vă de aceste greșeli. A treia problemă, pentru toată lumea, Marian, și te rog să transmiți, și Ilie Bucă la fel, transmiteți un lucru extraordinar de important. Și Ion Elia de Răculescu a spus încă de la jumătatea secolului trecut, scrieți băieți, dar nu mai scrieți. Deci, atenție, repet, scrieți băieți, dar nu mai scrieți. În orice publicație, scrieți. Vă plecați cu pixul pe hârtie și să faceți și să scrieți. Neapărat, să treci părintele. Deci neapărat trebuie să rezolvați această problemă, să nu ne facem de rușine. Sunt unii care vor, zice, vreau să mă fac și eu ziarist. Dar nu scriu nicăieri. Unde? Nicăieri. Deci să vă feriți de acest lucru, de această greșeală. Nicolae Bucă, Ilie Bucă, ai aici. Hârtia. Cotizația se plătește până în 20 februarie. Este data termen. Deci 20 februarie să plătesc cotizația. Deci atenție și la acest lucru. Și ultimul lucru care vreau să-l ridic este următorul. Vă rog să fiți atenți până plecăm în seara asta, să-mi dați cei care au mașini, să-mi dați numărul ecusolului, numărul de mașină, de cel, de matriculare, ca să pot să vă dau, să vă aduc de la București ecusoalele pentru parbriz. Parcare gratuită, acces gratuit și așa mai departe. Deci neapărat trebuie să aveți acest lucru. Vă doresc petrecere frumoasă în continuare. Domnul Bebeșian, te rog, te rog să primești acest lucru. Să vă păzea Dumnezeu să vă dați. Până la panou. Iar să unde este. Gata, oricum. Mi se credeam că ai plecat de lângă mine. Domnul Ilie Anța. De. Cine e? Am onoarea. Parcă-l cunosc, dar nu. Ai rămas același băie. Una dintre cele mai frumoase doamne ale acestei urbe și nu numai, doamna Liliana Ghiță Boian Jian. Emoțiile. Vezi că mă pupăt, vezi că mă pupăt. Nu prea mult că băieți vorbe. Băieți vorbe. Și sunt și nevinovat de cuvânt. Da, exact, exact. M-am drăguit. M-am drăguit. Ce vezi? Să vă mulțumesc. Hai că ne murăm mâna, aveți emoțiile. Am împătrânit un copt de aici. Mâna, n-ai. Ce nu mai tremură? Așa, nu mă dăuăm. Păi am pus statusul lui diplomele mele. Ascultă, dragul, mai gândem. Am să nu se voi așa. Diplomele mele așa. Mâna, n-ai. 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 Mâna, trimite pe WhatsApp. Vă întoarcem parte în parte. Avem numărul, doamne.